Scandal între APIA și Patriarhia Română. Un schimb de replici în mass media centrală a apărut de câteva zile între Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, pe de o parte, și Patriarhia Română, pe de altă parte, privind subvențiile pentru terenurile agricole deținute de biserică. Având în vedere declarațiile conducerii Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură din data de 2/4/2014, dar și comunicatul de presă emis de Biroul de Presă al Patriarhiei Române, în data de 3/4/2014, Biroul de Presă al APIA a făcut următoarele precizări. În conformitate cu legea numărul 1/2004 privind înființarea, funcționarea și organizarea Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură APIA, APIA este instituția responsabilă cu gestionarea unor forme de sprijin destinate susținerii agriculturii, acordând ajutor financiar solicitanților care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute de legislația națională și comunitară în vigoare. Reprezentanții APIA au mai precizat că începând cu anul 2015 este necesar ca orice fermier înregistrat în baza de date APIA să poată dovedi calitatea de fermier activ pentru a obține plăți pe suprafață în conformitate cu prevederile regulamentului UE. APIA vine în sprijinul instituțiilor de cult care își desfășoară propria activitate agricolă pe terenurile arendate sau aflate în proprietate și susține menținerea acestora la plata pe suprafață și din 2015.